Salutare, dragilor! Astăzi vorbim despre hidratare și despre umectanți. De ce am ales acest subiect? Pentru că atunci când vorbim de o piele frumoasă, sănătoasă, ne referim de fapt la o piele hidratată. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că mie îmi place să amintesc mereu de pielea strălucitoare, acel glow pe care toate dintre noi ni-l dorim. Și astăzi veți înțelege că, de fapt, această lucire vine de la o piele hidratată corespunzător. Dacă și tu îți dorești să găsești strălucirea, atunci dă subscribe canalului meu, pentru că în felul acesta vei primi constant informații corecte care să te ajute să ajungi la rezultatul mult dorit. De ce ar trebui să vă intereseze subiectul de astăzi? Pentru că, pe scurt, o piele deshidratată înseamnă de fapt o piele îmbătrânită prematur. Îmbătrânirea are loc din două mari cauze. Factorii extrinseci, cei externi de care tot auziți, radiațiile UV, poluarea, oscilații de temperatură, și cei intrinseci, interni, și anume deshidratarea. Acum, probabil că întrebarea care apare este: bine, dar ce fac ca să îmi păstrez pielea hidratată? Ei bine, în scenă intră umectanții de care aminteam la început. Înainte să vorbesc despre ei, cred că este foarte important să amintesc de diferența dintre o piele uscată și o piele deshidratată, pentru că, deși sunt foarte asemănătoare, există o mare diferență între ele. Despre acest subiect am scris deja într-un articol pe blog, pe nidcosmetice.com. Voi avea grijă să las link direct către articolul respectiv ca să-l puteți citi. Dar, în câteva cuvinte, diferența principală este aceasta. Pielea uscată este, de fapt, un tip de ten cu care ne naștem și pe care nu putem să-l modificăm foarte mult. Iar pielea deshidratată este mai exact o consecință care poate caracteriza oricare tip de ten, de la cel uscat la cel gras. Tenul uscat are o lipsă de lipide, iar cel deshidratat are o lipsă de apă, care poate fi corectată cu ajutorul umectanților. Ce sunt mai exact umectanții? Sunt ingrediente cosmetice care ajută la hidratarea pielii, acționând într-un mod specific. Sunt ingrediente hidrofile, adică atrag apa în piele, spre deosebire de celelalte ingrediente cu rol în hidratarea pielii, și anume ingredientele ocluzive și cele emoliente, care acționează fie prin împiedicând apa să se evapore din țesuturi, fie facilitând penetrarea moleculelor hidratante în staturile adânci ale pielii. Ingredientele ocluzive sunt cele precum unturile vegetale sau diferite ceruri naturale, iar cele emoliente sunt ingrediente precum squalane sau trigliceridele. Cum acționează mai exact umectanții? Rolul lor este să atragă apa în staturile superioare ale pielii. O atrag fie din aer, fie din dermă, un strat aflat mai în profunzimea pielii. De unde anume atrag apa depinde de umiditatea din aer. Dacă umezeala este ridicată, atunci vor atrage apa din aer. Dar dacă umiditatea este scăzută, mai exact vorbim de un aer uscat, atunci toată această apă, această hidratare necesară stratului superior al pielii, va trebui să vină de la interior. Tocmai din acest motiv, umectanții pot avea efect invers. Mai exact, pot usca în loc să hidrateze pielea. După cum vedeți, organismul uman funcționează după anumite reguli care trebuie respectate. Ingredientele cosmetice trebuie să lucreze în sinergie pentru a menține pielea într-o stare optimă de funcționare. În general, un produs cosmetic trebuie să fie echilibrat, să conțină cantități eficiente de umectanți, emolienți și ingrediente ocluzive. Astfel, un procent prea ridicat de umectanți va avea efect advers, iar un procent prea mic nu va avea niciun efect. Iar umectanții este bine să fie însoțiți și de ingrediente ocluzive, care formează un strat protector la suprafața pielii și împiedică apa să iasă din țesuturi, acea pierdere transepidermică de apă despre care am mai vorbit. Dacă crema ta, serul, tonerul hidratant
nu conțin ingrediente ocluzive, este bine ca după aplicarea acestora să folosești și o cremă mult mai consistentă, un ulei vegetal, un balsam pentru ten, care să formeze acel film protector și să prevină uscarea pielii. Acum, dacă am înțeles mai exact ce sunt umectanții și cum acționează ei, haideți să vedem și care sunt cei mai importanți, cei mai folosiți umectanți în produsele cosmetice. Voi începe cu acidul hialuronic, un umectant eficient utilizat pe scară largă în cosmetică, cu rata cea mai mare de absorție a umidității din aer, spre deosebire de ceilalți umectanți, se spune că poate absorbi de până la 1000 de ori propria sa greutate în apă. Există acid hialuronic de origine vegetală și acid hialuronic de origine animală. Deci atenție la ce produse cosmetice alegeți să folosiți. Se găsește în mod natural în organismul uman, în articulații, în ochi, în păr și bineînțeles că în piele. Este de fapt o polizaharidă insolubilă în apă, iar odată cu înaintarea în vârstă, producția naturală de acid hialuronic scade. Pe lângă menținerea hidratării, acidul hialuronic susține și producția de colagen și are un rol important în regenerarea pielii. Deci, pe scurt, menține pielea tânără și elastică. În cosmetică este folosit în special sub o altă formă, o sare a acidului hialuronic numită hialuronat de sodiu, dar în timp cele două denumiri, acid hialuronic și hialuronat de sodiu, au ajuns să fie folosite interschimbabil. Există trei tipuri de acid hialuronic cu masă moleculară diferită. Cel cu masă moleculară mare rămâne la suprafața pielii pentru a forma un strat protector, iar cu cât masa moleculară este mai mică, cu atât intră mai adânc în straturile pielii. Există mai nou chiar și o acid hialuronic încapsulat, o formă solubilă în ulei, care poate fi utilizată în produse exclusiv anhidre, precum balsamurile de buze, ca și balsamul de buze Eye and Lip Treatment de la NYX Cosmetice. Un alt umectant des folosit în produsele cosmetice este glicerina. Și ea poate fi de origine vegetală sau animală și din acest motiv, încă o dată, atenție la produsele cosmetice pe care alegeți să le utilizați. Este un umectant blând care nu provoacă iritații pentru că se regăsește în mod natural în organismul uman. Un aspect care merită reținut este faptul că glicerina nu este îndepărtată de la suprafața pielii după clătirea acesteia cu apă. Și din acest motiv o veți regăsi des folosită în produsele destinate curățării tenului. Al treilea umectant despre care vreau să amintesc este lactatul de sodiu, mai exact o sare a acidului lactic care se obține prin procese de fermentare din diferite plante bogate, cu un conținut bogat de glucide. Este un agent hidratant care contribuie la refacerea barierei hidrolipidice prin scăderea pierderilor de apă transepidermică. Este un ingredient skin identical pentru că se regăsește în mod natural în NMF, în factorul natural de hidratare și în sudoare. Se spune că ar fi mai eficient decât glicerina. Mierea, al patrulea ingredient, despre care nu se putea să nu amintesc, pentru că este unul din ingredientele mele preferate. Este mai greu de inclus în produsele cosmetice, dar nu imposibil, însă pentru că este lipicioasă, cel mai probabil o veți regăsi în produse destinate curățării tenului care urmează să fie îndepărtate cu apă. Ce trebuie să rețineți însă este că o puteți folosi singuri în măști simple sau pe lângă alte ingrediente, iar rezultatele se vor vedea destul de repede. Un alt umectant folosit în produsele cosmetice și ultimul despre care vreau eu să amintesc este sorbitolul. Acesta se regăsește în mod natural în fructe, dar se poate obține și din glucoză sau amidon. Pentru că are un gust dulce, ca și glicerina, este des utilizat în produsele destinate îngrijirii cavității orale. Se folosește și în creme, dar pentru că nu are o putere mare de hidratare, se combină cu alți umectanți.
Aceasta a fost lista mea de umectanți. Sper să vă fie de folos și să vă ajute ca pe viitor să vă alegeți produse cosmetice cât mai eficiente. Un singur lucru aș mai adăuga înainte să închei și anume, pentru că este rece și pentru că cel mai probabil v-ați pornit deja încălzirea în case, sfatul meu ar fi să vă achiziționați un umidificator și să-l folosiți mai ales noaptea, având grijă să nu ca umiditatea să nu scadă sub 50%, iar dimineața rezultatul îl veți vedea în oglindă. Până data viitoare, mă găsiți ca de obicei pe blogul de pe nitcosmetice.com, pe pagina de Facebook Nitcosmetice, pe profilul meu personal și în grupul Nevoia de Natural. Aveți grijă de pielea voastră!